Ce vă dictează conștiința de socialiști? Ca socialiști putem spune că suntem împotriva despuierii sau jupuierii omului de către om. Vrem ca românii să fie liberi și să aibă un stat al lor și să nu mai geamă sub dominațiuni străine. Ce se tot căcăiește, bă, Ștodore? Că eu am venit de unde am venit și stau degeaba. Taci, bă. Așadar, ce facem? Să stăm ca morții? Nu, domnilor, căci morților nimeni și nimic nu le mai poate ajuta. Cine la mine? O să-mi fie răzbel cu turcul și tot omul până în paștii noi! Va trebui să dovedim că suntem o națiune vie, că avem conștiința măsurii noastre, că suntem în stare să facem sacrificii ca să ne păstrăm această țară și drepturile ei pentru copiii noștri. Și această misiune, în momentul de față, este încredințată fraților și fiilor noștri care vor muri la hotare. Baterie! Foc! Foc! Albat! Ce se întâmplă la Plevna? Cred, domnilor, că acesta este semnalul pe care l-am așteptat. De această bătălie atârnă soarta noastră. Mâine e prima mare bătălie pe care o dăm. Foc! Să arătăm că suntem români și că nu ne temem de vrăjmași. Lordon, atacați și recuceriți Grivița! De noi depinde viața peste 40.000 de oameni. De noi depinde independența țării, viitorul a milioane de români. Sănătate, copii! În 40 de minute am pierdut lupta.